Salutare tuturor și bine ați venit pe acest live. Astăzi vom juca Fortnite împreună cu un prieten pe care îl cheamă Andrei. Momentan îl așteptăm, el nu a intrat până atunci, noi o să jucăm o tură, două. Și să încercăm să completăm câteva challenge-uri. Cred că o să joc solo. Dacă nu vă este greu, v-aș ruga să dați un subscribe, să dați un follow pe pagina de Facebook, pe Mixer, fac și pe Mixer o grămadă de streamuri, mai mult pe Mixer fac streamuri, o să încerc să fac și pe YouTube, dar pe YouTube o să postez mai mult must-ul acestor videoclipuri și mai verificați celelalte informații din descriere. Și dacă tot vorbim despre asta, aș vrea să dau un share și videoclipului pe streamului, adică pe Discord. Da, vă aștept și pe Discord. Mă, frate. Hai că ne mișcăm repede. O să meargă puțin greu la început, pentru că așa se întâmplă de fiecare dată la orice stream. O să se încarce un pic greu, o să sacadeze un pic, o să se blocheze, dar pe urmă își va reveni. Nu știu de ce face treaba asta. Sper că o să fie o tură destul de mișto astăzi. Un stream destul de bun. Acum, dacă se va bloca, îmi pare rău. Da, o să-și revine. Mai bine, mai mor din player până aterizez eu. Da, astăzi poate se mișcă și el. Sunt... nu știu, n-am mai făcut stream în măsura asta pe YouTube. Adică nu știu cum se mișcă. Nu înțeleg de ce sunt atâtea probleme. Dar trebuie să fac un lucru. Cred că o să mai opresc din... am foarte multe aplicații deschise. Deci... asta nu mi-l trebuie. Asta nu mi-l trebuie. Și cam atât deocamdată. Dacă nu, o să opresc și chatbot-ul. Nu vă așteptați de la mine să fiu un jucător pro player, pentru că joc Fortnite de 2 săptămâni și n-am mai jucat în viața mea. Dar... avem și niște challenge-uri de făcut, dar...
Sincer să fiu, nici nu știu cum să le completez, să le îndeplinesc. În primul rând aș vrea să... Da, e bine. Nu cunosc foarte bine harta, deci să nu aveți pretenții de la mine. Eventual mai învăț eu de la voi. Cred că... Ok, cred că trebuie să plec. Și să punem și un marker. Să-mi dau seama unde merg. Ca să nu mă uit la busolă tot timpul. Dar unde-i markerul? A, uite. Important este să fim în zonă. Hei, hei. Bă, nu mă așteptam la din atinger acum. Să mă lupt cu ei chiar acum, pentru că nu am nici shield, nu am nici glanțe foarte multe și nu cred că aș putea să duc o bătălie foarte... Deși cred că am intrat cam mult în centru, da, am intrat foarte mult în centru, hai să mergem mai aici. Să mai luptăm câte ceva. Am avut și un level up sau ceva. Să mă risc, să mă duc pe insula asta. Nici materiale nu am. Măcar așa de o ciorbă. Acum dacă vine zona, nu cred că vine ea chiar așa de repede. Hai frate, că nu vreau să-mi consum materialele. Frate, nu poți intra acolo. Ce facem noi cumva să intrăm? Nicio problemă. Ce avem noi aici? Asta vreau să le iau prima dată. Și acum
Ne luăm arma înapoi. Și să plecăm. Cineva a mai lootat pe aici. Câte ceva. Ei bun, sunt fix la marginea zonei. Perfect. O să mă îndrept către aici. Bine că sunt în zonă. Mă uit la hartă și poate mă... sparge unul. Nu sunt tipul de player care să se bage în mijlocul bătăliei. Adică prefer să merg așa mai safe. Pentru că nici nu mă pricep foarte bine și dacă... și dacă mă... dacă întâlnesc pe careva, să mă... deși îmi place să iau bărcile. Hai să vedem, dacă iau o barcă de aici, cam pe unde aș putea merge. Cred că zona o să se restrângă undeva în zona asta. Pe undeva. Și cu barca asta face așa, face un scandal. Hai să mergem așa să vedem. Nu e prea bine să stai în spațiu deschis din asta chiar așa, dar... mergem așa mai pe silent mode. Mama, dar cine mă pot să vin aici? Am ieșit din zonă. Și cât am ieșit din zonă chiar. Shit. Acum era bună barca aia. Noroc că înot și că merg mai repede decât alerg. Că altfel... wow, și cât mai am de mers.
sper să nu mă prindă din urmă. Și trebuie să fim și atenți. Acum tot se retrag. Important este să fie în zonă. Și apoi te mai lupți și cu restul. Am zis eu că aici se retrage. Se retrage zona. Hai să urcăm sus și să-i așteptăm pe oameni care vor să se retragă. Parcă nu mă pot abține să nu... Bătălii s-au dus pe aici. Mamă, frate, ce m-am dus fix acolo, de unde trage? Deci nu-l văd, frate, nu-l văd. N-am șansă să omor niciunul. În fine, nu și pe locul 4, dar fără bătălie. Experiență. 8000, foarte puțin. Data viitoare, ne antrenăm, mai facem, mai vedem ce se întâmplă. Ce scuze dacă s-au auzit.
unde mergem. Îmi plăcea să merg acolo la munți, da. Hai să coborăm aici. Unde-i toată lumea? Nu mai bine mă băgă în tir, în scoat. E bine că nici nu fac scandal cu asta. Uite și pe ăla. Bine că vii și tu aici. Ce nu-mi plac cutiile de astea. Bă, unde mi te-ai descat? Ai ieșit pe geam, bă. Și mă și killare. Două arme, dacă ai și gloanțe, e perfect. Trebuie să dau asta mai încet. Și aici un pic mai tare. Bă, mai sus n-ai unde urca. Haide, pui mei, bine că n-am făcut scandal. Trebuie să fug, sunt afgând afară zone. Rapid trebuie să fug. După aia o să-mi aranjez și inventory.
Ce să zic? Next time. Când mai e așa timp, eu îi aud, dar nu-i văd. Sincer, nu-i văd. N-am ce faci. Asta e. Ce căuta. Ai, frate. Serios că a făcut cineva aici? Stai să vezi cum îi dau la asta. Hai, dar nici din astea nu am. Haide. Cred că erau doi. Da, erau doi. Erau chiar patru. Hai să dăm un squad. Sau aș da un spy de ăla, așa greu se încarcă și așa mult timp pierzi. Sau un team rumble. Squad, să dau un squad. Hai să dăm și un squad. Să vedem. Poate nu fi așa pustiu. Să rămână. Că se încarcă destul de greu. Adică dacă joci spy game. Vedem ce ne dăm. Ne facem o cazire. Hai să dăm unde coboară ăștia. Nu ce ca scobor și eu aici. Thank you.
Care ești aici? E bine că luăm gloanțe, dar arme mai greu. Acum altă treabă. Ce am luat aici? Bombe, frate. Bă, dar o armă, nu? Vrea să-mi dea și mie. Pe aici erau niște arme. Suport aici trebuie să fie ceva, dar nu cred că pot să merg suport pe partea asta, e pe partea aia alta. Ba da, uite, pot. Să vedem unde sunt ceilalți. Mergem să-i ajungem. Am și decoy din ăla. Deci am armele varză. Trebuie să merg să... să intru în zonă. Oricând prefer armele în locul bombelor. Pentru că și aruncă asta. Restrânge zona. Suntem bine.
ce scandal am făcut, frate. De unde este? Mai bine medkit-ul decât astea. Și hai să fugim. Încă suntem în zonă. Și ce fain, m-am întâlnit cu toți nebuni aici. Mersi, mersi. Propun să mergem aici.
s-a dus. Mișto, mișto, am și uitat să mai vorbesc. Toți sunt morți. Tot ce pot să fac este să aștept să mor. Mamă, și mai sunt 10 oameni, că cel puțin 2 echipe. Mama, frate, serios? Mm.
Și e timp să jucăm și cu Andrei. Pare să că o venit și a plecat. Suntem... Ce challenge-uri mai avem pe aici? Da, trebuie să distrug niște toalete pentru Deadpool. Find that pulls pool float. Asta cred că aș putea ști unde e. Destroy 3 toilets. Da, asta mi-a pus să iau. Nu m-am uitat niciodată la astea de pe aici. Da, așteptam V-box-ul. Dar pentru aia mai avem o grămadă de nivele de completat. Da, aș putea să fac o treabă. Da, aș fi putut. Agents. Deci n-am niciunul cu urgent. E de Maya, îmi place. Nu de asta. Pe asta. Da, cu asta n-am jucat deloc.
Hai să vedem ce joacă Andrei. Meanwhile. Până iau și o pauză. Punem frame frumos aici. E bine că n-am mișcat și... de la crest. Se pricepe. Mama, are ceva de alergat ca să intre în zona. Nu mai are, ba mai are unul, mai are un coleg. Sau nu, doi mai are. Da, unu-i pe moarte. Să-i mort. Gloanțe. Cine reînvie aici? Ah, el. Dau șansă să câștige. Mai sunt 46, destul de mulți.
Ce bagă el la shield. Fii fain să ia barca. Deci face scandal, mi-e place cu barca, dar se conduce greu și așa scandal face să vede toată lumea. Andrei este fericitoare gloanțe. Să vedem. Sunt 20 de oameni. Cred că am stricat și eu camera. Hai să văd cum se vede. Este un delay destul de mare între ce se întâmplă în timp real și camera și live. De vreo 10 secunde. Cel puțin. Are ceva de alergat până să intre în zonă. Nu, așteptăm să termine tura ca să intrăm și noi în parte cu el. Dacă m-aș fi băgat în match, după eram eu în match și el era pe lângă. Dacă aveți conturi de Fortnite, puteți să-mi dați și mie un ad la Popcorn Live. Puteți să vă abonați. Să apăsați și clopoțelul, să primiți notificări de fiecare dată când fac live sau când postez. Că sincer, fiind abonat, nu primești notificări. Și de multe ori și eu înainte mă abonam la tot felul de canale și chiar mă gândeam, oare de ce nu mai postează, de ce nu mai o post videoclipuri sau așa. Și după aia îmi dădeam seama că nu aveam apăsat clopoțelul de notificări. Și el, canalul respectiv, de fapt, postase o grămadă.
Aici, da. Aici mă ascunsesem și eu odată, dar au venit pe mine. Am reușit să fug până la urmă, da. Se încarcă super repede aici. Și el duc. Parcă niciodată nu te poți opri până nu ai shield-ul full, așa. Oricât ar fi de periculos. Mama, e toată echipa. Și mai sunt 10 oameni. Adică minus ei 4, mai sunt încă 6 oameni. Și aici se închide și cercul, cred. Că e interesant finalul. Nu!
Ah, nu. Bă, fain match, bă. Ți l-am înregistrat și pe live, pe YouTube. Gem? Bă, dar ce ciudă mi-a fost că te-ai luat, frate. Stai așa că îi dădusem ready cu tine, dar am dat live match acum. Da, l-am luat. Trebuie să sparg și eu WC-urile alea și să găsesc float-ul ăla. Ce zici? Ei, ai câștigat și cu ăștia, mă, n-ai văzut. Eu i-am dat ready. Ce jucăm? Squad sau ce? Eu mă mir că ați stat toată echipa. Da, mă, nu știu. Avem, are... Anul ăsta face 2 ani. Când îl aveam. Adică 2 ani... Da, când îl avem și... Când... Faci... Dar ce l-a trage? Nu înțeleg de ce l-a trage. Ia, stai un pic. Îmi zici unde sar. L-ai schimbat? Că eu am sărit și acum nu-l mai văd. Deci mie nu mi... Stai, frate, că munții mei sunt stânga, frate. Aaa, acum îmi dau seama, mă, de ce-o lătrat. Că or fi venit cu lumină sau cu paște. Știi? Bă, mai pune o dată, frate, markerul, că eu nu-l văd. Nu-l am pe hartă. A, gata, că te văd și pe tine. Da. Yorkshire Terrier Viewer. Vezi mulți acolo? Hai că mă duc prin spatele muntelui. Să văd de pleacă ăștia. Ești pe partea aia altă, nu? Să ești în vârf. Ești jos sau acolo la... De puii mei, frate, eu... Mi-am luat și eu, mai am un sfert din viață. Să luăm ceva viață. Dar am... Stai un pic.
toate sau? Nu înțeleg. Bună zi. În care casă ești? Asta de piatră? Vai, câte gloanțe, frate, am găsit pe aici. Asta e că am găsit un shield și l-am aruncat, ce pui mei am făcut. A, așa e. Trebuie să văd ce am făcut cu shield-ul, frate, că nu îmi dau seama ce am făcut cu shield-ul, unde l-am aruncat. Hai să mergem, mai că lutăm pe parcurs. Ai pus markerul galben? Eu mai am un sfert. E sus pe pod. Hai jos la apă. Ah, eu mă uitam, mai e unul pe partea alaltă. Turca pe aici, frate. Pe unde ești? Ești în urmă. Stai să vin. Contează că vin eu te. Serios? Mă duc către marker. Trebuie să găsim viață neapărat și ceva shield. Ce pui mei, hai peleșe înapoi. Am sărit de pe dealul ăla. L-ai killerit pe ăla?
Hai înapoi, uite-mă în spatele tău. Hai că mi-erai dator. Prin apă. Da. Oare am timp să-mi dau și eu medkit-ul ăsta? Chiar și shield. Vrei shield? În elicopter. Hai și tu. Eu pe asta. Ai urcat? Da, un shield, ceva din ala mare, nimic. Vezi că am lăsat eu shield din ala mic, dacă vrei. Aha, stai că nici eu nu mai am. Gata, am luat sniper, unde ați fugit? Bă, nu știu.
Red Kit. Unde pleacă ăștia, frate? Vale, unde-s? Haide, puii mei, nu mai am nici viață. Am un medkit. N-am cum că-i... Urc pe deal și mă duc în dreapta. Lăsa aici sus, îmi dau un medkit. Voi unde sunteți jos? Deci eu am rifle-ul ăla mișto. Sniper-ul ăla, știi? Văd tot ce mișcă. Mai puțin dacă e lângă mine. Să trag și eu cu ăla, frate, da. N-am reușit să killarez pe niciunul cu el. Ready up. Da.
de NRM. Dreapta de tot. Ah, acolo. Eu ajung până acolo. Te-ai aterizat deja că te văd, ești sub mine. Însă tu cu asta vrei să merg. Se atrage după mine. Păi frec. Deci m-am ascuns de fire în cutie și m-am găsit. Hai frate că ți-o dau. Până în cad tu. Mi-a dat-o, frate. Am pus marker. Dacă reușești să ajungi. Adică cred că aș putea ieși și eu numai să nu mă killere ăștia. Mai am 6 secunde. Am gherlit. Nu, frate, dar nu-i stres. E cartul dacă vrei. Jos, jos, jos. Aici, pe aici, stânga. Și în față undeva. Da, mă, niciun stres, aștept.
Ce lame. Ah, da. Serios? Ah, dar mai e de... Gata, mi s-a resetat. Da, probabil, nu știu. Bă, uite că am înviat eu by default, bă, dilo. Uite, sunt fața ta. Uite aici. Da. Serios? Nu văd unde ești tu. Da, am du... Da. Am găsit o lama, frate. Aici trebuie să găsesc ceva. Ce se poate să fie și găjoi. Mi-a aranjez un pic ăsta. Ăsta l-arunc. Până sus să iau ceva. Mai am nimic aici. Am plecat. Bine că nu trage după mine. Vin după tine. O să-mi bag picioarele în capul meu. Bine că n-am făcut scandal. Mamă, aici suntem la boți.
până ajung la zona. Da, mai pățit așa. Să mă învie automat. Păsările pe aici, frate. Hai că sunt în zona. Cine vine cu barca, frate? Pe barca? Ai nelimitat pe barca. Nelimitat. Gloanțe, frate, dacă sunt gloanțe, e perfect. Deci vreau să-mi iau și niște materiale. Țeapa mea câteodată cred că alea sunt uși și de fapt nu sunt uși. Standard face ăla cu... cum ai zice? Mai am loc de o armă. Cred că mai iau ceva de aici. Trebuie
muncești cum trebuie de aici, frate. Are nevoie cineva de viață? Nu. Unde trage? La jumătate de shield. Unde sunt pe spate? Bă, să știi că e ceva event, frate, că uite, 12.000. N-am luat niciodată 12.000 în varianta asta, da. Bă, iau o mică pauză. 5 minute, nici măcar 5 minute, numai un pic. Și revin. Să-i dau leave. Ca să nu ne bate în joc. Să intrăm după aia. Bine. Stai ca revin.
Am revenit. Să dau o tură singur până în alta. Dar de unde ți-ai luat skin-ul ăsta? De la level sau? Ah. Să dai drumul. Ah. Bă, unde găsești toaletele alea, frate? Eu n-am completat niciodată daily challenge-ul ăsta. Adică am completat unul singur, ăla de jos. Celelalte nu am reușit să le completez toate. Bă, ce am uitat, frate. Am uitat să dau drumul la... să pun camera. Ești pe pauză. Could be right back. Ți-am zis că mi-a răspuns ăștia de la Microsoft cu formularul ăla. Cu formularul ăla de taxe și impozite. Știi că am aplicat ca să nu plătesc taxele în America, să le plătesc în România, cum ar veni. Și nu mi l-o, nu știu, nu mi l-o, nu că nu mi l-o acceptat, nu știu, ceva nu a mers bine, tot îmi zice că trebuie să-i dau update, știi? Și până la urmă, după o lungă conversație de e-mail, hey, thanks! Mersi, Bogdan! Wipe ăștia, frate. După lungă conversație cu ei, mi-a zis că da, no, totuși a fost bine completat formularul și că toate informațiile au fost corecte, dar ei nu știu de ce. Și că se face investigația mai departe. Asta în ideea în care ei nu răspunseseră și eu le-am trimis mail la ăștia de la Mixer și le-am zis la ăștia de la Mixer că bă, ai pus marker? Al albastru? Alb? Ah, ăla în capăt. I-am zis că, bă, uite, ăștia de la
Microsoft nu vor, frate, să-mi răspundă, știi? Nu vor să-mi dea nicio soluție și le-am zis, bă, ce face? Și... ăștia de la Mixer nu mi-au răspuns, dar în schimb, imediat după aia, adică în aceea zi, mi-au răspuns și de aia de la Microsoft, ceea ce nu se întâmpla, știi? Și după ce mi-a răspuns aia de la Microsoft și mi-a cerut să le mai dau nu știu ce screenshot-uri și tot felul de nebunii, bă, nu cred că pot să intru pe deasupra. Așa... unde? Păi unde ți-ai... unde pui mei markerul? Că l-am văzut mai înainte. În fine, iar... eu mă dusesem deja acolo. În fine, și mi-au zis să le mai dau nu știu ce informații și nu știu ce nebunii. Și după aia mi-a trimis și mixerul mail și a zis că... din păcate, ei nu pute să mă ajute mai departe pentru că ține de tenerii lor, știi? Numai Microsoft nu mă poate ajuta în problema asta. Na, eu le-am trimis în ideea în care, bă, ăștia nu mi-au zis nimic, știi? Adică mă las așa o săptămână fără niciun răspuns. Am eu cum să urc acolo la tine, cred că. Am niște materiale. Eu am dat. Bine, am murit, frate. Am murit deja un coechipier. E departe oare? E departe. Găsi ceva prin casă. Unde ești? La 1, la 2? Bă, dar cufărul ăla e la etaj de tot sau? Slăbuț, frate, două arme.
Înțeleg unde e. Nu că am găsit ăla. Mai e unul, știi? Ai tras. Ce meșterești? O venit încă unul la noi. În spatele. Da, de nostru. Ba da, mă, om. Aici, lângă mine. Mișuna și el pe aici. Nu-i, ba, îi, măcar nume deasupra lui. Merge, fii atent ce am descoperit, frate, dacă dai în prostiile astea din grădină, nu știu ce primezi, îți dă bandaje, frate. Uite-l, mă, pe ăsta. Uite-l pe ăsta. Tu ești lângă mine, nu tu ești lângă mine. Ha? Da. Ce ciudă mic, când trebuie să fugi așa și treci pe lângă cufăre, știi, și le auzi, știi? Nu te poți duce să mergi să le iei. Hei, salut! Stai așa că o scris, cred că... Stai așa să văd ce s-a întâmplat. Cum e că să fac imaginea mai mare? Eu not ca somonu una monte.
chinuit un pic. Degeaba. Să văd ce zice Bogdan. Bun tu, nu bun eu. Eu mă văd mai mic. La asta te refer, că eu mă văd mic? Păi nici nu vreau să mă văd foarte mare, de-aia am lăsat-o așa mică. Adică... Important, zic eu, important e să se vadă ce am pe ecran. Bă, l-ai fugit, frate? Trebuie să-mi dau un, un din asta, un medkit, neapărat. Vrei să-ți dau că am și bandaje și medkit. Le-am luat eu, mă, medkit-urile alea. Ah. Eu îmi dau seama ce arme să-mi mai iau. Mai asta mai are un glonț, frate. Nu cred că o să mai ia ceva arme, pentru că... Oricum am glonțe la toate, chiar dacă-s verzi. N-are rost să le schimb. Da, da, cu pleșa. Mamă, ce... Nu, frate, ce ai făcut? Am apăsat greșeală pe alt buton.
că vin. Bă, ce-mi place arma asta, frate. E din aia de vânătoare, știi? Nu știu cum îi zice. Serios? Bă, eu nu am shield, frate, ai ceva shield. Vezi că l-arunc înapoi, că mai mult de două nu pot să iau. Bă, dar avem o... Te caut ceva. Unde ai fugit? Că eu am rămas aici la casă pe ăsta. Păi hai să-l killerim aici. Adică... Stai că vine. Teren. O ieși. E tot acolo? Unde ești? O să-ți bagi picioarele, frate! Să te frec. Bă, ce mă usecat, mă. Oricum, știi cum e faza asta? Mai bine faci harakiri decât să te omoare inamicul. Da. Deci mă aud eu cum râd în casca de pe Messenger în pui mei. Bine, m-am auzit așa super încet. Da, na. Oricum e bine dacă stai pe live. Îmi fac watch time. Pe Messenger vorbim. Bogdan întreabă, pe ce vorbim? Unde merg? Bă, hai să spar și o budă din aia, frate. Alea, aia mulți?
Da, tu ai sărit, frate? Sunt trei mari care e aici. Te caterizez un pic așa mai... la oaltă, ia uite și pe flash. Pe deasupra. Aici mai la oaltă. Să vin acolo, că îmi trebuie ceva arme, frate. Văd că... oricam am luat ăștia tot aici. În fine, trebuie niște material. Să mă duc să iau părul ăla. La armata mea. Cum am înțepit cu casa asta? Aici sunt negat. E un cufăr și e super greu de luat și n-am chef să mă chinui. E undeva într-un colț, e casa aia armată. În fine, vin și eu încolo. E nașpa că n-am nicio armă, frate. Vine așa pe jos. Tempul e mamă, ce trag ăștia după mine. Uai, m-am băgat direct în locul. În locul. Tempul e mei. Știi că l-am luat pe unul cu... ce ciudă vede, cred că nu reușit să-și încarce arma. Avea arme proaste. Băi, unde sunteți? Unde ești tu? Vezi ceva oameni pe aici? Ce nu pot să zic că am? Sau să-ți dau una ca să te descurci. N-ai tu ce-ți place ție, a? Trebuie să mă trag și eu mai către voi. Bine, sunt prăștiat aici. Trebuie să ne ieși ca în spate. Că vine zona unde? Fac și rost de niște arme mai bune. N-am numai din alea gri, frate. Și una
Una albastră. Una verde. Una verde. Chiar bă, a murit Kitty, așa-i? Kitty, mă, brad. Am auzit că a murit. Petras. Era să ceau peștele. Nu, frate. Trebuie să găsesc și eu puțin timp să-mi dau un shield. Trebuie să-mi iau și eu de pe aici, frate. Cred că ori colectă pe ăștia. Ei, din la full. Le iau eu. Full shield. Mă uit și eu la arme, să văd ce schimb de pe aici. Tot nu asta ar trebui, mă uit de asta îl schimb. 70. Serios? Păi ce vin să ne ia sau ce fac? Aud. Nu știu ce să zic, eu m-am aruncat shotgun-ul, aveam două shotgun-uri și niciunul am glanț, am unul albastru. Care e și tot. Trebuie să văd ce să-mi schimb.
Bă, cred că nu mai schimb nimic deocamdată. Gloanțe mi-ar trebui, dacă aș găsi gloanțe, ies bine cu ce am. Am un medkit, cu ce pui mi-l schimb? Câte gloanțe am la asta? Pe 30. Schimb pe asta. Și acum, vin. Asta. Serios? Pe cine-ți dat cațman? Ah,
lângă mine, ești nebun. Mai e ăla care e în casă acolo, safe. Eu ce... Nu mai erau câți oameni? 6 oameni, câți? Deci dacă îi câștigă... Ce zici? Are noroc cu tonul ăsta de viață. E fain la Spy Games, dar dacă nu s-ar încărca așa de mult, frate, știi? Că stai o grămadă până... Cum? Ah, da. Am o grămadă din alea completate, dar păi... Da. Bă, dar n-am omorât niciun om, frate. Trebuie să mă duc să ochilarez niște boți din aia. Gata, că te bat.
Se blochează, frate, când zbori așa. Hai să văd unde ești. Jade. Mai am și un sfert. O treime, zic. Ceva materiale. La momentan am doar niște trampoline din alea. M-am făcut, am ajuns fix aici la tine. Și la markerul tău. Era în pod. Un medkit. Erau ceva arme pe aici, pe lângă butoile astea mari pe jos, dar nu le mai, nu le mai văd.
Măcar să vin și eu către voi, că m-am cam dus. Ce bine, nu pot intra pe aici. Ați plecat? Mamă, frate, de s-a oprit zona exact în fața mea, frate. Mergem, mergem. Hai, frate, nu-mi zic că am urcat degeaba aici. Bine. Hai că trebuie să fugim. Vine zona, frate, și nu de alta. Thank you.
dă-ți pe dansate, frate. N-am nici aspect. Ăștia fac scandal, frate. Ce v-ați baricadat aici? Păi lasă că am ieșit eu să tragă. Și m-a și luat.
Stai un pic, că mă sună Bogdan. Da. Da. Stai un pic. Închide tu să-l sun pe Pleșa. Da, o să vorbim pe Discord. Stop. Na, vedem. Nu, hai că să-l sun. Ciao. Vrei să începem alt meci, să intre și Bogdan, să joace și el. Ne auzim pe Discord? Pe ăla de general, cu cafea. Stai să văd cum, stai să văd cum pot să-l bag. Ah, dar nu pot, frate, că el nu are Facebook. Nu te începe Discord. Bine. Intră pe Discord pe canalul meu și vezi că e jos de tot, e canalul ăla general cu două cafele. General voce, jos de tot. Ăla, intră acolo și de jos, connect. Hai că închid aici și vorbim acolo. Nu ne auzim? Ne auzim? Eu da. Pleci și tu ești? Dă-i pe... Pleșa, fac eu party? Că... Sau adaugă-l tu pe Pleșa, Bogdan. Pe Fortnite. Nici eu nu-l aud. Nu, el e deja. Da, dar nu știu de ce nu... Ei, ăla cu It's Me Andrei, dar nu știu de ce nu se aude. Fii atent, caută pe Fortnite Dancing Psycho 09. Te aud, da. Te aud așa înfundat, dar e ok. Dacă ai microfonul de la laptop, de aia se aude așa. Pleșa, eu nu te aud. Da, e mai bine. Ai intrat pe Fortnite. Nu, intră de în stânga sus și dă-i add friend și dă-i acolo search. Să-l adaugi pe Pleșa, că el a făcut party. În stânga sus. Ah, Battle Royale, da, Battle Royale.
Da, e exit del holo, trebuie să fie în asta principal, în meniul principal. În stânga, exact în stânga, ai așa un omuleț, ceva de gen, în stânga sus de tot, albastru. Dai click pe ăla, dai pe Friends. Dancing Psycho. Dancing PSYKHO 09. Ia, dacă dai la party, mă vezi pe mine că sunt party. E, dai pe mine și dai join party, să vedem dacă merge așa. Nu super. Da, dai ready, dai ready. Flesha ne aude, el, dar el nu știu de ce nu poate vorbi. Nu cred. No play și nu știu cum facem. Nu mă, stai că aici e începutul. Când ești în autobuz. Ideea e că trebuie să-l auzim și pe Pleșa, că el e conducătorul echipei. Stai să vedem unde zice Pleșa. Unde zice Pleșa, markerul, acolo mergem. Uite acolo, în stânga de tot. Vezi în stânga ăla galben? Acolo trebuie să ajungem. Da, sari. Fii îndreaptă de către ala. Hai după mine.
Nu, frate. Aici, unde poți ateriza, aterizezi și duci tine-te după pleșa și ia și tu armei sau chestii de acolo. Hai, frate, ce mă enervează că se blochează tot timpul. Ce sar. Bă, ar trebui să mă duc, să mergem acolo la vale, să luăm guild. Sigur că și acolo a mers. L-ai killerit? Nu, apeși pe E să le iei. Le ia singur, dacă ai aceeași armă sau chestii din astea, le ia, dar așa nu. Da, dacă mori, iei cardul și te reînvie cum ar veni. Vezi când se aude sunetul ăsta, ne pleșa marcare. Să vedem unde trebuie să mergem, că vine zona pe noi. Uite. Uite acolo unde e. Uite acolo unde e la galben, Bogdan. E bă, dar nu cred că ai. Ajunge zona. Da, nu știu cum să facem. Păi n-ar vreau să te bagi direct în gura lupului, că mor din primele ture. Faci scandal cu elicopterul. E mai mulți când... Omori mai mulți când te duci așa simplu. Uite că pleșa, văd că și el vorbește ceva. Da, frate.
Oricum ți se întrerup căștile astea. Beu, mă, beu. Shield. Let's say Pleșa se aude. Pleci. Da, da, exact. Luăm. Bă, bă, vezi că aici azi... Însă, din aia, mă, îți poți. Unde sus? Unde-s boții? A, unde-i? Pe sus, pe acoperiș? Lego, am luat sniperul. Bă, tempui mei. Unde sunt? Nu că e hipier. Pentru?
Da. Păi bă, nu era vorba ca să fugim de zonă. Mai ce scandal face de tot elicopterul ăla. Jos sau... Am eu ceva ce s-ar putea să-ți placă. Pune un marker să văd și eu. Lăsăm spatele vostru. Cine trage, mă? E sus pe clădire. E unul sus pe clădire acolo. Păi ești prost, mă, că mai am. Mai îngroanțe la asta, frate. Nu mai îngroanțe la sniper-ul ăla, frate. Vreți să-l arunc? Îl mai țin. Cred că era prea departe ăla. Bogdane, fii atent să nu vine careva. Hai să-l învie eu. Trebuie să nu vine careva.
Ia, așa. Ai? N-am shield. Da. Cam câștigat toată echipa. Ce o să-mi pun și ăsta la încărcat. Stai că eu abia acum am intrat în joc. Vale, acolo. Da. Mă aud și eu când vorbesc. Dar numai dacă are cineva boxe. Dacă cineva e pe boxe. La 12. Hai, mă, că-ți fac eu loc, mă. Bagă-te acolo la mijloc. Da, frate, am uitat, acum mi-a dat seama că...
Vivid Pro. Ah, ăla. E cu noi. Trebuie să arunc shield și umbrela. Bine, uite. Hai că de-abia am o armă, frate. Ah, dar nu pot să-l iau. Am uitat. Că să fugim, frate. Că vine zona. Din 3 chesturi o armă, frate. Te trage încă în oameni. Ce pui mei fructul ăsta? Nu știu. Era una verde, dar nu, n-am putut să o iau. Nu. Haha, o să
Am și eu. Da, eu am omorât timpul. Că mi-ai lăsat experiența aia. Era o bolinuță din aia cu experiență. Unde sunteți, frate, că eu am cam întârziat un pic. Ați mers acolo, frate, ce vreau. După tura asta opresc și eu live-ul. Unde-i bă ăla cu chimbatul, frate? Unde-i ăla cu schimbatul, frate? Stai că mi s-a blocat. De schimbat. Deci cred că e în partea alaltă, nu la elicopter, nu?
Te trebuie să fugim, frate. Ah, nu, că s-a oprit zona. Da, exact. Bă, dar nu văd unde... A, vedeam unde sunteți. Vreau să-mi schimb, frate, pistolul ăla. Care materiale? Trebuie să câștigăm. Uite-l acolo jos. Noi. Adică? Da, echipa e bună, da.
tu ești valoarea. Păi oameni buni, opresc și eu live-ul ăsta de pe YouTube. De pe YouTube? Da, pe YouTube și pe Facebook am făcut azi. Hai că până nu mi se carcă asta. Da. Și ne auzim data viitoare.